Deci ăsta nu ține nimic acum. Cam așa. Măi, Victor, să știi că îmi place de tine, ești tare harnic, nu știu cu cine semeni. Nu trebuie să te pironești și să te accidentezi. Să lucre cu socoteală. Na, uite, te-am ucut. Pune jos unul. Maxim două. Că poți să iei unul într-o mână, unul în cealaltă. Da, să știi că o trambolină. Poate este o beșică de gaz acolo sub el. O beșică. Da. Poate găsim gaz aici și nu mai trebuie să ne branșăm la gaz. Aha. Avem de lucru și acolo, dar la cât de mult te interesează pe tine lucru, că numai tot acasă, tu tot timpul mă întrebi când merem acasă, când merem acasă, noi nu mai gătăm în veci. Apropo, când mergem acasă? Stai numai să mă laud cu ce am mai lucrat. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș. Astăzi un pic am răgușit, mi-am uitat și trepiedul acasă și am pus camera, am agățat-o de gard. Ne apucăm de treabă la căsuța din Cătun și primul pas foarte important este să ne facem accesul. Accesul, după ce mulți dintre voi ne-ați scris în comentarii și ne-ați sfătuit să-l facem pe aici, pe mai aproape, lângă casă. Asta e varianta care am ales-o și eu, pare cea mai logică și cea mai ușoară, cea mai accesibilă. Așa că pentru a putea facilita accesul, trebuie să dărâmăm în primul rând adăugătura asta de după căsuța asta de pământ. După cum știți, la țară oamenii au prost obicei de a lipi o construcție lângă altă construcție și în felul ăsta se tot întind făcându-și adăposturi și anexe și ce au ei nevoie. Construcția asta, după starea ei, pare să fi fost un fel de adăpost pentru oi, la cât e de jos, oi sau capre. Însă s-o degrada foarte mult, în partea asta cam toți cornii sunt desprinși de către grinzi și doar pe capete mai ține câte o scoabă. Așa că aici voi folosi eu cel mai mult abilitățile mele de constructor, pentru că la o astfel de construcție trebuie să știi de unde să o apuci, să nu cadă pe tine. Ne mirăm că mai ținut și iarna asta, pentru că probabil se ține doar în tabla de deasupra. Aici nu văd să fie nicio scoabă pe capătul ăsta și acolo sunt una sau două. Așa. Grinda asta s-o covățit, s-o lăsat mult, dar cred că grinda asta o ținut toată construcția. O să fie o lucrare destul de complicată, dar nu prea complicată pentru mine. O să încep prin a face curat aici cu toate lemnele astea, să le scot afară. Am strâns din fiere și le-am pus în roabă. Și ne apucăm de treabă, pentru că în zilele următoare sperăm să vină buldo-excavatorul la noi. Suntem tare nerăbdători să vedem buldo-excavatorul aici la noi, să decoperteze un pic din zona asta și să facă un acces frumos, să putem intra cu mașina până pe proprietate. În toamna trecută au venit cei de la primărie cu o lamă și au mai lățit un pic drumul în zona unde era intrarea în curte aici. O coborât sub nivel, nu-mi dau seama din ce motiv, dar din ce am auzit o să se aducă anul acesta piatră concasată și asta o să mai urce un pic nivelul drumului, dar după cum se vede aici avem deja o ușoară pantă de la intrarea de la gard încolo și vom vedea cât de mult va trebui buldo-excavatorul să tragă de acolo mai încoace și să facem aici o cale de acces, o rampă în plan drept. Nu știu exact cât din lucrarea ce mi-am propus o să o fac astăzi o să reușesc să o îndeplinesc, însă sunt foarte încrezător. Ziceau astăzi ploaie, dar uite că nu plouă și m-am pus pe treabă. Nu o să pot să filmez tare multe, probabil de-a lungul episodului o să vedeți secvențe din cum se derulează treaba, că mi-am uitat trepiedul. Dar haideți cu mine, dar haideți alături de mine această călătorie interesantă, să vedem cum transformăm această construcție neplăcută vizual de la drum, să o facem mai frumoasă, mai elegantă, mai estetică. Să-i dăm drumul!
No, cam desfăcut până acum. Destul de mult. Și încă am curajul să stau sub ea. Dar cred că dacă desfac capătul ăsta, o să cadă tot jos. Și planul ar fi ideal să cadă tot acoperișul jos, ca apoi îl pot desface. Hai să vedem dacă mi iese. Alta mea preferată pentru demolări este așa numita Gorilla Bar. Roughneck, făcută după un patent american, sunt foarte, foarte robuste, foarte rezistente și foarte practice, foarte puternice. Deci asta nu ține nimic acum. Practic, tot acoperișul se ține în scaunul ăsta de mijloc și într-o scoabă aici pe capăt. Hai să vedem imediat. Imediat vedem noi cum cade. Sigur că nu recomand oricui să facă ce fac eu aici. Pentru că demolările sunt, în special, demolările foarte, foarte periculoase. Trebuie să fii foarte, foarte precaut, în așa fel încât să nu cadă pe tine. Și ăsta e planul meu, că până vine salvarea aici, eu mă plictisesc și de moarte. Ia să vedem dacă reușim. Facem acum o șmecherie. Trebuie să fim inventivi. Dacă reușesc să desfac scoaba aia de acolo, vedem ce se întâmplă. Ați văzut ce se întâmplă? Coboară la vale. Bun. Acum mai aplicăm niște lovituri la scaunul ăsta. Să vedem ce știe scaunul să facă. Pe care probabil o să-l pot și tăia cu drujba. Dintr-o parte și apoi din cealaltă. Până mi-ating țelul. Deja acum, dacă am scos ultima scoabă și am văzut cât de mult s-o lăsat, nu m-am mai pot băga el. Acum, stâlpul ăsta să-l scot de aici, să vedeți ce frumos coboară tot. Cam așa ceva. Acum deja sunt mai liniștit. A fost nevoie să fac asta pentru că tabla asta de pe acoperiș, fălțuită, se prinde destul de greu. Se scoate destul de greu. Și atunci câteva lovituri la stâlpul ăsta și o mică julitură când a căzut. Dar când lucrezi, e aproape imposibil să nu te accidentezi câte un pic. Și în situația asta destul de complicată, consider că julitura asta mi-o merit. Și-o meritat. Ce-o fost mai greu s-o terminat,
Acum voi începe frumos să decopertez tabla cu rânguța. Pot să lucrez aici, cum zicea cineva, ăsta e lucru de femei gravide, pentru că de aici încolo o să descurcă oricine. Na bun! Și uite așa, frumos și cu răbdare, am tot dat înainte, până când s-a aproape gata. Contextul ăsta retras e greu cu apa. Sperăm că la vară să curățăm fântâna și să vedem cât apă și ce apă este acolo. Dar ar fi tare bine să găsim apă undeva mai sus pe deal, să ne vină prin cădere. Așa ar fi ideal. Până atunci ne spălăm cu invenția asta. Și pentru că în căsuța asta, unde am pus geamurile, unde am montat geamurile, încă e dezastru. Ia, uite ce cadou frumos am primit. N-au ăsta, las pe mai târziu. Ia să vedem ce mi-a pus în merinde. Niște brânzică de capră. Niște prăjitură de casă făcută de Andreea. Niște șuncă feliată. Și niște salată de vinete. Cum mi-am tot căutat eu. Acum, dacă nu știți cum să mănâncă pe șantier, dacă sunteți de la oraș și poate unii sunt oameni cu școli, cu facultăți, cu școli înalte, așa că scrieți-mi acolo în comentarii dacă nu-i bine cum mănânc sau cum procedez. Spuneți-mi, dați-mi sfaturi, că eu sunt de la țară, mă. Păi fi fost eu născut la Oradea, da. Am avut 30 și ceva de ani deja. Sunt țăran, am de 10 ani de la țară. Iașeni, ungem chita. Cum ții de salată de vinete. Pregătite frumos de anul trecut. Puse în ladă de soția mea. Un pic de ceapă. Un pic de usturoi băgat, un pic de maioneză. Și am și poftă bună! Termin și desertul și mă pun apoi la treabă. Vine șefa imediat și mă întreabă ce am lucrat. Pentru ce mi-a pus ea merinde? Nu m-a întrebat. Andreea nu m-a întrebat niciodată așa, numai glumesc eu. Ideea e că mie îmi place să fac. Când fac pentru mine, atâta de bine îmi place. Și gândești că lucru mere de la sine. Am și păsărelele astea ce-mi cântă frumos în urechi.
ce să-mi trebuiască mai mult? Pe un bărbat asta îl face fericit. Să muncească, satisfacția muncii. E printre cele mai importante lucruri la un bărbat. Din ce socotesc eu. Păi dacă sunteți bărbați și vă uitați la video ăsta și nu sunteți de acord cu mine, vreau să-mi dați și argumente. Când eram eu copil, una dintre primele lucrări în construcții ce le-am făcut era la un prieten de familie. Își făcea o căsuță la țară și eram holongări, eram țalahuri pe lângă un meseriaș. Și respectivul meseriaș, din păcate, era un pic cam băutor și un pic cam nemeseriaș. Pentru că dumnealui era de părere că dacă ești cu adevărat meseriaș, nici n-ai nevoie de scule. Ceea ce de-a lungul timpului am descoperit, singur că era o prostie. Dacă ești meseriaș, trebuie să ai și scule bune. Dar el avea teorie ca să susțină că lui nu-i trebuie scule și n-are scule, că meseriașul adevărat nu-i trebuie scule. E drept că meseriașul adevărat face lucrare bună și cu scule mai rele sau știe ce să facă, să descurcă el cumva. Dar nu poți să spui că nu trebuie scule ca să fii meseriaș. Na. Asta mă lăudam și eu iară cu ranga asta. Ia uitați-o. Unde ți-s mănușile? Du-te, ia-ți mănușile pe mâini și trebuie să duci toate scândurile alea până lângă mașină. Care? Alea. De ce? Că le punem pe portbagaj și le ducem acasă. De. Suntem într-o altă zi de lucru. L-am adus și pe juniorul Victor să mă ajute. Și am înaintat destul de bine și astăzi. O să vă arătăm imediat cum arată zona demolată. Dar până mai avem lumină, ne mai facem un pic de lucru cu lețurile astea, care sunt lețuri de stejar, unele în stare foarte bună. O să scoatem cuiele din ele și o să le punem, le așezăm frumos în depozit. Probabil cele mai scurte sau nu în stare așa de bună, o să le folosim ca șipci, suport pentru pământul cu care vom văcăli construcția asta. Deocamdată trebuie scoase cu ele ca să putem lucra cu ele în siguranță, să le depozităm și să nu ne tot împiedicăm de ele sau să ne accidentăm. Cât de multe pătreau? Maxim una odată. Te plimbi așa frumos, nu vreau să te pironești, să te doară spatele după aia la sfârșit de zi. Mă, dar vezi că tu ești plin de bani, îți scad banii din buzunare, ai grijă. Am 4 lei. E bun și 4 lei. 4 lei sunt o grămadă de bani la unii oameni. Și pentru cine e ăsta? E bine, nu? Da. Încearcă să nu iei toate sculele odată. Că tu ești în creștere. Și? Și trebuie să muncești câte un pic, nu să rupi hamul. N-am rupt niciodată hamul. S-a scutat. Auzi ce frumos cântă păsările, Victor. Da, eu iau două odată, că nu sunt grele. Deloc. Hai. Numai cum vrei tu, mă, Victor. Da, știu. Mhm. Deci tă cum vrei tu vrei să faci. Știu. Numai să nu mă părăși la mamă ta, că ți-am dat de lucru greu. Și că tu ești obosit. Victor, știi ce trebuie tu să faci în primul rând? Să te îngrijești pe tine.
Că la unii oameni, dacă tu le arăți că pot mai mult, data viitoare ei știind cât pot, ți-or da mai mult. Ți-or da mai mult de lucru. Și nu-i mai găta cu lucru în veci. Când lucri pentru cine, lucră cum vrei, dar nu te fugări. Lucră frumos, lucră din rând, lucră cu rânduială, bine? Nu trebuie să te pironiești și să te accidentezi. Să lucre cu socoteală. Da, uite, am ucut. Pune jos unul. Maxim două. Că poți să iei unul într-o mână, unul în cealaltă. Și astea mai din ce în ce mai mici. Dar maxim două. Ok? Nu. Spune bine, tati. Nu, tati. Spune nu, tati. Nu, tati. Așa. Văd că la nu, tati, știi, zice. Numai la bine, tati, ai dificultăți. Măi, Victor, să știi că îmi place de tine, ești tare harnic, nu știu cu cine semeni. Nu știu cu cine semeni așa harnic. Nu, cu tine nu poți semăna, că... Problema e că atunci când ești în pustietate, cum suntem noi, de orice ai avea nevoie, e mult mai dificil de obținut. Așa că... E bine să fim socotiți. De la început. Tot cu ele astea le-o îmbate când îmi bate lețurile pe casă. Eventual îmi face câte o gaură în... A venit să cior din lemne! Cine te-a învățat cuvântul ăla, ciordit? Eu. Îi urât cuvântul. Încearcă să nu-l mai folosești, bine? N-aud. Ha? Așa să fie. Nu te duce pe aici că-s lețuri și numai odată calci într-un cui și nu mai umbli bine câteva săptămâni. Da? Da, da. Du-te pe acolo pe jos că-i, pe dincolo e curat. Cu copilul ăsta... Tăte trebuie să-i le zic. Și de multe ori nu vrea să facă, numai cum știe el, deci e multă bătaie de cap. Sperăm totuși că s-a meritat pe când vom fi bătrâni să aibă cine ne aduce o cană de apă. Și aia, Victor? Ce? Ne aduce o cană de apă când suntem bătrâni și pe moarte. Da, da. A, păi așa zici de parcă nici nu mi-aduce, nici nu știu ce să cred, amu. Eu nu nică tu-i sări de bucurie că ce bine mi-aduce tu apă. Păi eu ți-aduc. Bă, Victor, tu cred că te plictisești. O să mergem acasă. Hai că o să mergem și acasă. Mâine, că deja au trecut 3 ore. Nu, că mergem astăzi. Mă duc, am un drum să vă arăt ce frumos arată, ce frumos arată lucrarea asta acum. Eu zic că altfel arată, complet diferit. După ce o face drumul, a fi și mai bine. Ce-am găsit dintre ele? Ce-ai găsit? Aha. Ce-o fi fost aia oare? O greblă. Crezi că sau a fost greblă? O furcă, trebuie să fie că... Dar știi să mănânci gumă cu gura închisă. Eu știi ce cred că a fost? A fost un pinten din ala cu codă, cu care se spărgea gheața. Iarna. A, știu. Eu așa lucra cred că a fost. La mine, deci eu trăit. Na, ăsta îl punem bine, că poate că îi punem o coadă și îl folosim noi. Bine? Da. Un pic de fum iese pentru că
paiele ce au fost aici pe jos, le-am strâns grămadă și le-am dat foc. Și mai am de lucru cu peretele ăsta. L-am îmburdat jos și trebuie să-l mai desfac, că e foarte greu. Sperăm ca la următorul video ce-l vom filma aici, să filmăm Bulldog cum lucrează și cum face accesul. Ce vrei să-mi arăți? Ce e acolo? Pământul? Da, zici că o trambolină. Poate este o beșică de gaz acolo sub el. O beșică? Da. Poate găsim gaz aici și nu mai trebuie să ne branșăm la gaz. Foarte multe fiere au fost aici, pe sufân, ascunse, dar le-am scos toate, unele din foc, altele înainte. Da, și ce-a fost ăsta, Victor? De la o sapă mare. Cred că de la un plug întorcător, cum se zice în zona la noi. Bine, stai că vreau să arăt. Ce vrei să-mi arăți? Și ăsta de aici nu știm ce e, cred că tot de la plug. Exact. Așa vreau să ăla de la plug, numai. Și ăsta e tău de la plug. Nu știu dacă plug după cal sau după tractor, dar cred că după cal. Și pământul ăsta de la grădinuță e de vreo 20-30 cm gunoi și pământ foarte bun de grădină. Nu o să-l lăsăm aici în drum, ci o să-l mutăm undeva în partea asta ca să putem să-l folosim în continuare, nu să-l acoperim cu pietre și să ne facem accesul. Uite, dar o să fie un acces foarte frumos aici, uite, Victor. Aha. Avem de lucru și acolo, dar la cât de mult te interesează pe tine lucru, că numai tăt acasă mănâncă gumă cu gură închisă sau nu mai mânca deloc. Dacă tu tot timpul mă întrebi când merem acasă, când merem acasă, noi nu mai gătăm în veci. Apropo, când mergem acasă? Stai numai să mă laud cu ce am mai lucrat. Plasa asta de aici, ce-o fost la gard, am tăiat-o în două și am continuat-o de-a lungul acestor pruni. Hai să vedeți ce lucrare faină. Am mai bătut câte un cui în prunii ăștia bătrâni. Uite ce tare. Da, cât de puțini au fost nevoie, în așa fel încât să stea plasa întinsă. Stai un pic, Victor. Uite, au crescut înăuntru copacul. Wow, vezi? Copacul are o scorbură și acolo cresc și dincoace mai este. Da. Frumos. Nu spunzele de la unii pruni sunt foarte uscați, dar ne-am ajutat de ei și de aluni, pe aici, colo, cu câte un cui. Știu că unii o să zică, Victor, unii o să zică, unii oameni o să zică că nu e bine să batem cui în arbori. Dar prunii ăștia sunt foarte bătrâni, nu prea fac rod și se vor usca pe rând. Eu, din experiența mea, câte un cui, nu am omorât un copac. Dar ne interesează să legăm bine gardul ca să nu scurme câinii și alte animale pe zona asta. Și am pus niște crengi pe unde au fost golurile mai mari pentru că peste crengile astea vom aduce pământ. Și frumos, frumos se va așeza pământul, o să-l taluzăm, o să se mai scurgă un pic în jos, o să se aseze frumos și vom îndrepta și partea asta. Dar am întins foarte bine plasa și în prunii care la care suntem dispuși să renunțăm am mai bătut câte un cui. Cât ori trăi, dar cred că vor supraviețui. Până aici am lucrat. Urmează în continuare provocarea pe colțul ăsta să continuăm cu plasa și de la stâlpii ăia drept în sus. Da. Ce zici, Victor? Venim și mâine aici, nu? Nu, eu nu pot. Vezi că ăla e un scai, te poate înțepa. M-a înțepat deja. Da, e bine că ai mănuși. Ok. Despre gaura asta ce zici tu aici, Victor? Despre că aici a fost un hidrofor. Da, hidrofor. Gaura asta, Victor, în pământ. Aici a fost un hidrofor. Da. După cum se vede, venea cablul de curent de la poartă și apă de la fântâna vecinului de peste drum. Numai că țevile sunt cam colmatate, nu ne apucăm să săpăm acum peste în drum și așa mai departe. Nu sunt hotărât, de aia te întreb, dacă astupăm sau nu căminul ăsta de aici.
Poate ne scrieți voi în comentarii ce părere aveți, să-l astupăm sau să-l lăsăm așa. Mie mi-ar plăcea să-l astup, că nu are nicio utilitate deocamdată. Probabil o groapă septică o vom face noi, Victor, dar căminul ăsta e prea mic ca să figureze sau să ne imaginăm că ar semăna cu o groapă septică. Și mi-ar plăcea să îndrept dâmbuțul ăsta și să-l așezăm un pic, să mai... Dacă iei o scăpadă mai mare, ia că-ți l-a făcut. Da. Da, da. Na. Așteptăm să se stingă focul. Așteptăm să vedem cu nerăbdare Bulldog că se apucă de treabă. Și cred că va ieși o treabă frumoasă. Primăvara asta vreau să termin cu gardurile. Primul rând. Pe partea aia, acolo pe deal, gardul e gata. Trebuie să terminăm partea asta, secțiunea asta de aici. Și mare parte din partea aia. Să piacă pe ridele. De după casă e cam gata. Aia e urzică, poți să o pui la tricou. Să vezi cum se comportă. Ai! Să o arunc în groapă, că pe de. Hai să spun. Nu arunca acolo, că să fac urzici numai. Și acolo greu, că o să-mi las aici unde îi. Că mai vine o mâine, mai vine o mâine cu rotativa și curăț un pic tufele astea ce-au crescut în ultima perioadă, ca să mutăm numai pământul curat. Sigur că rădăcinile o să le mutăm și alea, dar vom tot cosi pe unde le mutăm. Până vine Buldo, avem de dezasamblat peretele ăla. E curățat lemnele astea de aici, să scoatem cu ele și să aranjăm pe acolo, pe după casă. Și după ce vom termina cu gardurile, cred că o să ne ocupăm, Victor, de căsuța asta. Tare, tare mult îmi plac pietrele astea din fundație. O să le curățăm frumos, mai completăm câte un pic pe unde e nevoie și cred că o să fie o treabă foarte elegantă. Victor, nu mai călca peste scânduri. Primul lucru ce l-am învățat eu pe șantier, niciodată nu calci pe o scândură, că s-ar putea să fie un cui pe care tu nu-l vezi, doar o să-l simți în talpă. Bun. Plecăm acasă? Dragilor, ăsta e video de astăzi. Eu mai am un pic de treabă și Victor îmi tot tocă capul că merem acasă, merem acasă. Nu merem că eu mai am treabă, dar închei video, închei filmarea, nu mi-am prearanjat freza. Vă mulțumesc pentru vizionare. Scrieți-mi în comentarii reacțiile voastre, eventuale sfaturi pe care le aveți pentru noi și idei în locația în care ne aflăm, în Cătun. Suntem în Maramure și vă mulțumim pentru vizionare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data viitoare. Juniorul Victor o să fie din ce în ce mai mult cu noi la lucru. Pentru că noi doi suntem o echipă. De ce? De ce? Pentru că tu ești foarte puternic și eu sunt din ce în ce mai slab și tu trebuie să mă susții. Da, da. Și să mă ajuți. Și mai ales să înveți meserie de la cine poți.